Capitolul 12. Lui Efraim îi place vântul și aleargă după vântul de răsărit. Zilnic mărește minciuna și înșelătoria, face legământ cu Asiria și duc unt de lemn în Egipt. Domnul este în și cu Iuda și va pedepsi pe Iacov după purtarea lui, îi va răsplăti după faptele lui. Încă din pântecele mamei a apucat Iacov pe frate său de călcâi și în puterea lui s-a luptat cu Dumnezeu, s-a luptat cu îngerul și a fost biruitor, a plâns și s-a rugat de el. Iacov l-a întâlnit la Betel și acolo ne-a vorbit Dumnezeu. Domnul este Dumnezeul oștirilor, numele lui este Domnul. Tu, dar, întoarce-te la Dumnezeul tău, păstrează bunătatea și iubirea și nădăjduiește totdeauna în Dumnezeul tău. Efraim este un negustor care are în mână o cumpănă mincinoasă. Îi place să înșele. Și Efraim zice: Cu adevărat m-am îmbogățit, am făcut avere, și în toată munca mea nu mi s-ar putea găsi nicio nelegiuire care să fie un păcat. Și totuși, eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, din țara Egiptului și până acum eu te voi face să locuiești iarăși în corturi, ca în zilele de sărbătoare. Eu am vorbit prorocilor, am dat o mulțime de vedenii și am spus pilde prin proroci. Dacă Galaadul s-a dedat la slujba idolilor, Galaadiții vor fi nimiciți negreșit. Ei jertfesc boi în Gilgal, de aceea altarele lor vor ajunge niște mormane de pietre pe brazdele câmpiilor. Iacov a fugit-o din ioară în câmpia Aram, Israel a slujit pentru o femeie și pentru o femeie a păzit turmele. Dar printr-un proroc a scos Domnul pe Israel din Egipt și printr-un proroc a fost păzit Israel. Efraim a mâniat rău pe Domnul, dar Domnul său va arunca asupra lui sângele pe care l-a vărsat și va răsplăti o cara pe care i-a făcut-o.